Păi acum, de-abia acum zic, vezi, păi am mai spus acum play-off, acum sunt pe loc de play-off, mai avem și două jocuri în plus, nu mai mi-e frică. Acum zic, deja vreau locul să termin anul ăsta pe locul 2-3. Că 1 nu avem posibilitate, e aproape imposibil. Dar locul 2-3, Rapid sau CFR poate fi detronată după 2-3. Și atunci asta vreau. Acum ne gândim la titlu, facem calcule de titlu. Pe Farul o vedeți în lupta la titlu? Păi ea în luptă, da, dar nu cred că are, nu știu, nu mă întrebați pe mine. Atunci vă întrebăm despre CFR Cluj, pentru că în acești ultimii ani a fost echipa cu care v-ați bătut în primul rând. Cum vi se pare CFR Cluj acum? E cea mai puternică echipă. Chiar dacă a pierdut în Turcia cu 3-0? Da, e cea mai puternică. Ea face ce face, câștigă. Și mai și este și cea mai puternică, pentru că are și prieteni. Îmi dai și prieteni puternici. A, deci nu vă referiți doar la ce se întâmplă pe teren. Păi da. Dacă are prietenii arbitraj, arbitrajul nu contează. Îmi dai prieteni care hotărăsc toarta lumii. Păi n-ar trebui VAR să îi alunge pe prieteni? Nu contează nici VAR-ul, n-ai văzut. Nu mai contează nici VAR-ul. Ce, dar nu mai contează VAR-ul, dacă el nu vrea să se uite la VAR. N-ai văzut că el nu se uită la VAR. Uite-vă la VAR să vezi. Cum de al doilea 11 vetea la CFR. Că eu nu mă uit la VAR. Bine, mă, nu se uită la VAR. Că nu se uită. E atât de specialist. Am văzut că Rapid a făcut un protest în privința arbitrajelor. Aveți de gând și clubul dumneavoastră să facă un protest? Nu. Că degeaba faci. Când lată ursul merge. N-ai ce să faci.